Domnule Lincu, astăzi o să discutăm despre un subiect mai atipic pentru televiziunea noastră, dar cred eu în egală măsură interesant, pentru că e o privire într-o bucătărie, să zicem, europeană, la care, în mod normal, lumea nu are acces. Așadar, în România a fost o delegație a grupului statelor împotriva corupției, pentru că a avut loc o evaluare. De această dată, pe domeniile care pe noi ne interesează, respectiv poliția și jandarmeria. Și iată, ați participat la o astfel de întâlnire din care aș vrea să ne relatați un pic cum decurge, ce se întâmplă acolo, cine a participat, unde s-a ținut. Așadar, să o luăm cu începutul. Cine a participat la această, iată, întâlnire pentru evaluare a acestui grup uh, uh, greco, așa numit, pe care lumea așa îl și știe, greco? În primul rând vorbim de o perioadă de evaluare, adică de câteva zile și pe fiecare zi au într anumite ore întâlnire cu diferite instituții. Practic, astăzi, de exemplu, au avut loc întâlnire cu academicieni, cu profesori de la Facultatea de Drept și cu reprezentanți din mass media. Eu am fost din partea sindicatelor împreună cu președintele Corpului Național Polițiștilor, o sesiune distinctă, rezervată special pentru noi. Ce vrea această delegație să afle de la dumneavoastră, făcând aceste, să le zicem, anchete? De fapt, da. sunt niște evaluări, nu? Aveam ceva noțiuni ca temă de discuție, în special pe partea de etică, de legislație pe corupție, pe ceva pe carieră. Nu știam exact, evident, întrebările. Plecând de la aceste teme, m-am pregătit și am făcut un material pe partea de carieră, pe partea de salarizare și pe partea de incompatibilități, în cazul în care se abordau aceste subiecte. Referindu-vă, desigur, la polițiști. Da, nu, numai mm -hmm. despre asta da. Și o perioadă a fost, și cred că așa ar fi de curs până la sfârșit, întrebări din partea lor și răspuns din partea noastră. Numai că la un moment dat eu au intenționat să transmit niște informații. Am cerut să spun eu cum văd unde sunt problemele și care ar fi soluțiile pe partea de carieră. Și chiar au apreciat asta, mai ales că avem și un material, în acest sens, cu dovezi aferente. Și întâlnirea, care trebuia să dureze 45 de minute, a fost prelungită cu încă jumătate de oră. Discutându-se pe aceste teme pe da, care le-ați adus. fost de, de interes, au fost apreciate ca fiind de interes. Ce este de reținut este că uh, acești experți uh, vor face un material cu recomandări, uh, recomandări de care, în principiu, trebuie să țină cont. Pe recomandări uh, privind că, legislația din România? Da recomandări către România. Și nou au venit cu scopul, cu gândul de a găsi, a căuta uh, nereguli. Pe de altă parte, nici noi nu avem interes să exagerăm, de aceea am văzut, ca fiind niște parteneri și trebuie să recunosc că am vrut să profit uh, și am profitat de această întâlnire pentru a susține obiectivele sindicatului de an de zile, fie prin obiective care am încercat să le ating prin Comisii de Dialog Social la Modificări Legislative, prin procese și, de ce nu, și prin aceste recomandări. Și haideți să le enumerăm acum care sunt aceste obiective. Pe scurt, lumea le știe deja, pentru că atât timp cât se uită la emisiuni, vorbim despre ele de ani, da. dar haideți să le enumerăm pentru Hai, aceea în primul poate rând, care văd fi pentru prima oară. Lămurirea Aspectul ce țin de cariera polițistului, să fie reglementate funcțiile publice specifice, să, fie, să existe o predictibilitate în carieră. Le-am spus că în acest moment elevii, sau inclusiv studenții, după ce sunt repartizați, sunt încadrați pe funcții aleatoriu, pe diferite funcții, nu toți pleacă de la bază, deși sunt încadrați pe funcții diferite, sunt salarizați toți la fel. Altă anomalie, încadrarea se face aleatoriu, hazard, cum vrea șeful, de asemenea, promovarea nu se poate face după o chestie reglementată, predictibilă. Lucrurile astea afectează și salarizarea. De asemenea, am spus că acest lucru creează discriminare între polițiști care îndeplinesc aceleași condiții. Și evident că de aici au, sunt zeci sute de procese litigii în instanță. Am detaliat puțin, dar m-au rugat să dau materialul și în engleză să-l traduc. Să-l studieze. Că li s-a părut interesant. Cu această ocazie, cumva, v-ați asigurat că mesajele Prolex, până la urmă, și doleanțele pe care de atâta vreme încerca să le rezolvați, ajung de data asta chiar la UE. Adică de exemplu, el... Vă dau un exemplu de recomandare anterioară și a fost repus în discuție acum, după ce a fost o tentativă de modificare a statutului cu privire la mandatul celor cu funcție de conducere. Mandatul, cu, Introducerea mandatului la funcție de conducere vine tot ca o recomandare a acestui grup. În general, tot ce a fost recomandare de la UE în România a fost aplicat. Adică, din punctul ăsta de vedere. Legiuitorul asta a făcut. De aceea am serios această întâlnire. Înainte de a încheia, spuneți-mi, vă rog, care erau întrebările pe care le puneau ei? Păi, au fost întrebări legate de codul de etică. Am insistat puțin pe aspectul ăsta, pe partea de anticorupție, pe partea de legislație, pe partea de salarizare. Ne-au întrebat dacă funcțiile de poliție sunt atractive i am spus că au fost până mai de curând. Anul acesta avem o primă dovadă că acestea nu sunt mai sunt. Că nu mai sunt, iată o problemă. -o da. Cât la concurs am avut, și nu au fost puține la număr, situațiile în care cei care s-au înscris sau care au ajuns la proba finală să fie mai puțin decât în numărul de locuri. Și e un semnal de alarmă că... Că instituția nu postație, mai este atractivă pentru da, cetățeni. De asemenea, s-a mai pus problema pe, sub aspectul vârstei de pensionare. Aveau informații, cred că urmărește și ei presa. Presa cu siguranță. Și aici am spus că, da, într-adevăr, pierdem specialiști prin vârsta de pensionare relativ redusă, dar două lucruri am subliniat și anume că trebuie să facem o deosebire între cei de la birouri în special din structurile suport și cei din stradă unde evident că este o diferență și am dat exemplu de uzură. A, exact a a am folosit. Dacă vă uitați și la aspectul fizic, veți vedea uzura fizică a celor care lucrează în stradă. Deci atunci nu putem să punem egal între cei care sunt în stradă și cei care sunt în structurile suport. Pe aspectul vârstei pensionare, iar a doua chestiune pe care am insistat să o prezint a fost cea legată de motivarea oamenilor sau lipsa de motivare a oamenilor de a continua activitatea după îndeplinirea condițiilor de pensionare. Pentru că vârsta de pensionare acum creează o problemă pentru instituție, pentru continuitate și pentru folosirea experienței oamenilor, întrucât a fost modificată legislația pensiilor. Practic, cândva, pentru orice an, în, în care plus mai primei ceva. Da. Acum, Și oamenii erau motivați să rămână cât mai, mai mult exact. la serviciu mai pentru a-și crește pensia. La serviciu, dacă acasă prin pensionare primești cât... Și uh, dacă ai mai stat 5 uh, ani în plus, tot atât primești. Ești, adică nu degeaba. e nicio da. șmecherie, Numai ca nicio, să zicem așa. Ești nu ești e niciun avantaj de, pentru ei, de, deci de fapt. Deci problema reală este modificarea uh, legii pensiilor. Uh, în sensul că au scos acele beneficii stimulante pentru cei care vor să continue. Acizate. Și despre care nu știm cum se va rezolva în funcție de ce măsuri se vor lua acum pe... Au mai ridicat o problemă. Cred că cei din poliție sau poate din, și din presă falsă cu privire la salarele salariile polițiștilor locali cu, prin raportarea Ați a din discutat poliție. și despre asta. Da. Și le-am precizat că nu vorbim de salariile polițiștilor locali, vorbim de salariile celor din primărie, pentru că au fix salariile din primărie. Funcționarilor publici? Că da. avem o limită minimă și una maximă și că e diferență de la o primărie la alta în funcție de buget. Deci, practic, problema este sau comparația este una total falsă sub aspectul acesta, dar, mă rog, în realitate, cei care vor să compare. Nici măcar nu compar aceeași elemente, comparând salariul unei cu studii superioare cu unui agent cu studii medie. Cu siguranță. Nu compară ofițer cu studii și funcția publică superioare și, da, mă rog. un subiect care a fost ridicat și eu zic, a fost lămurit. Am ridicat o problemă importantă cu privire la vacantarea, ocuparea funcțiilor vacante au fost interesați, voiau să afle cât durează provizoratul. Și aici am spus o chestie reală, dar sunt convins că e deranjantă pentru unii din mister. Am spus că legea este clară din punctul de vedere, adică ai o anumită perioadă, în perioada asta trebuie să faci niște demersuri să le ocupi. Ceea ce nu se întâmplă în fapt. Și că avem o situație de neaplicare a legii, în sensul de. în loc să fie împuternicit, este desemnat, o inovație în internet, însemnând și în poliție și în jandarmerie, da. și am subliniat aspectul ăsta, în sensul că omul este în continuare pe funcție, peste termenul prevăzut de lege, dar tot provizoriu. Dar fără să primească indemn se conduce. Da. Și că provizoratul afectează atât pe individ, instituția, cât și pe subordonat. Cu siguranță. Nimeni nu are interes ca să. Ca și în puternicile, da. ca și toate cele și din zona. cel mai bine rezolv din statistică. De asemenea, am făcut o propunere, zic eu, poate surprinzătoare, cu privire la DGA. Am spus că, așa cum merg lucrurile, cel puțin în ultimii ani, deja s-ar putea să rămână fără obiectul muncii, pentru că fenomenul corupției, dacă era fenomen la un moment dat, nu se mai poate vorbi se de fenomen. Da? Și am solicitat modificarea legislației în sensul de a extinde competențele pe tot ce înseamnă bugetari, pentru că este o instituție specializată cu experiență și ne interesează pe toți cetățenii ca toate instituțiile publice să fie curate. De... Adică ați propus o transformare prin mărirea obiectului de activitate până la da, urmă și asta presupune. Este o inovație. Și o subordonare în altă parte față de cum. A, asta a fost a doua propunere. Nu trebuie neapărat să fie implicită, dar este din motive diferite. Și a doua propunere, și anume, ca DGO să mai fie subordonat direct conducerii ministerului. Mă rog, găsesc ei o formulă. În alte țări sunt subunorate direct președintele sau parlamentul sau, mă rog, nu știu. Ceea care ce le acordă un alt grad de independență. Exact, pentru că chiar am dat exemplu că a fost o situație de -a litigioasă între un secretar de stat și DGA la un moment dat și s-a sfârșit prin schimbarea șefului DGA. Deci, practic, ei sunt limitați în acțiune Până la anumite funcții. Dacă e ceva mai. Cu nu, mai, mai, mai pot, more, nu mai pot, pentru că sunt să cu mâine legate, exact, și atunci ar căpăta independență sub da, le, le că se independența, Da, afectează independența. Asta, nu știu dacă sunt în sentimentul celor de la DG, dar așa am considerat că ar fi corect și. Probabil că da. da. Așa ar fi logic vi s-au părut oamenii interesați, vi s-au părut aplecați asupra subiectului și mai mult înțeleg din ce am discutat că știau despre ce este vorba. Toți erau judecători sau procurori. Asta făceau. Nu era, să zic, într-un mandat cu delegația cu misiunea de acum din România. Și, deci, erau cunoscători legislației din... Diferite țări, din, în special din uh, practica la nivel de european și chiar prin mesajul non-verbal uh, lăsăm să înțeles că știu, că Înțeleg. sunt de acord cu ceea ce susținem noi, că uh, de exemplu am mai spus uh, de legea vertizorului. Știau de ea. I-am spus că avem ca legislație, dar inaplicabilă pentru că nu oferă o protecție reală și după cum uh, transmiteau părea că știu și înțelegeau avem cu o siguranță. Cu făcut temele. Nu știu exact care ar fi propunerea, modificarea. Trebuie să vedem o bună practică europeană, dar cert este că, în momentul acesta, legea vertizor este doar un text care nu este uh, o garanție pentru cel care face o sesizare cu privire la faptul de corupție din cadrul instituției. Încheiem așadar cu speranța că iată de această dată, cum spuneam, mesajele ajung direct la Bruxelles și că la un moment dat ar trebui să se și întoarcă și să vedem efectele acestor discuții. În materialul pe care l-am lăsat și pe care îl voi da și în engleză, am detaliat și pe partea de salarizare. Am pomenit puțin că ea este reglamentată pentru o hotărâre de guvern secretă. De ce ar fi secretă? Funcții secrete, de fapt, pe funcții pe care nu le avem. Care nici nu se mai justifică așa în niciun și fel. Atunci, acolo am detaliat demersul sau greutățile pe care le avem în a dovedi că drepturile nu sunt aplicate. în Tocmai am dat un raport al unui expert, din care el mențion, menționa în raport că a făcut de cinci ori solicitări la Poliția Capitalei pentru a primi informațiile să pună în executare hotărârii judecătoare, că și răspunsul a fost negativ de fiecare dată. Și tot acolo am atașat un document în care rezultă că am dat judecată în judecată Ministerul să ne comunice niște informații de, de care aveam nevoie să, să ne obținem da, dreptatea da, în, da. da. în instanță și uh, ultima uh, ultimul demers, sau ultima realizare să zic așa uh, în domeniu este că a fost sancționat șeful poliției capitale tocmai, tocmai pe pentru, pentru că neaplicare, da da am care, avut o emisiune anterioară, oamenii uh, o pot găsi la noi asta pe Facebook, uh, le-am prezentat și în material.